participanți invitați și colegi. Vreau să vă invite la început să vă salut cu o bună ziua și să vă mulțumesc pentru participarea la ședință. Pentru cred că odată la trei luni îmi revine sarcina de a conduce ședința de Consiliul Municipal. Vă declar deschis lucrurile ședințe. Constatez că sunt prezenți 16 consilieri din totalul de 21. Ca atare, ședința noastră este statutară și putem să trecem la ordinea de zi. Am înțeles că ordinea de zi a fost adusă la cunoștință, sunteți informați și, bineînțeles, documentați. Avem 5 proiecte la ordinea de zi. Ca atare, o să propun aprobarea ordinei de zi. Am o corectură aici. Colegul, domnul secretar, spune să facem alegerea președintelui de ședință ca să conducă lucrările Consiliului pe o perioadă până în februarie, după care nou președinte ales va conduce lucrările ședințe. Ca atare, vă rog să faceți propuneri pentru un nou președinte. Avem o propunere din partea doamnei profesoare Ioana Uduce pentru domnul Bălășel. Și dacă mai sunt și alte propuneri. Dacă nu mai sunt toate propuneri, supun la vot cine este pentru ca domnul vice Bălășel să fie președinte de ședință în continuare până când va. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă sunt abțineri, nu sunt. Avem o abținere. Împotrivă, nu sunt. Ca atare, este tot un președinte de ședință, nu ales. Să ia locul la masă și să conducă bună ziua, vă spun și eu. Haideți să intrăm în ordinea de zi și vreau să supun la început spre aprobarea dumneavoastră procesul verbal de ședință din data de 29 noiembrie 2016. După cum știți, acest proces verbal a fost trimis pe adresa de e-mail la fiecare dintre dumneavoastră pentru a vă formula eventuale obiecțiuni la procesul verbal. După cum știți, vreau să fac și precizarea că procesele verbale de ședință se găsesc pe consultare la Direcția Administrației Publică Locale, atât înainte de a fi votate în Consiliul Local, cât și după aceasta. Chiar odată ce sunt votate, poftiți, odată ce sunt votate în ședință, ele se încarcă pe site-ul primăriei municipiului Zalău la secțiunea Consiliului Local spre consultare. Vă consult dacă sunt obiecțiuni la procesul verbal de ședință din 29 noiembrie. Dacă nu sunt? Da? Colegul Bercean, da, se abține, dânsul n-a fost prezent la ședința respectivă. Și domnul Irmeancu se abține. Bun. Sau nu participă la vot? Bun. Cu două abțineri, vreau anunțate și cu procesul verbal votului noastră. Cine e pentru? Mulțumesc! Voturi împotrivă, dacă sunt, nu sunt și avem două abțineri. Deci, cu 16 voturi am adoptat procesul verbal de da? Supun spre aprobare ordinea de zi, așa cum a fost ea anunțată și primită de către dumneavoastră. Cine este pentru? Dacă sunt voturi împotrivă, nu sunt abțineri, nu sunt.
Deci cu 18 voturi pentru am adoptat ordinea de zi. Trecem la punctul 2, proiectul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind propunerea desemnării candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al SECE Citadin Zalău SRL, selectați în prealabil conform ordonanței de urgență a Guvernului 109/2001. Pe 2011, mă scuzați. Avizul comisiilor, Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc Comisia Economică. Mulțumesc Comisia de Urbanism, o dată aviz favorabil. Comisia pentru Sănătate, Cultură, Învățământ. Comisia pentru Drepturile Omului. Mulțumesc. Dacă sunt discuții. Da, posibil. Celor trei. Și am rugămintea pe viitor să avem atașate și CV-urile, să vedem când votăm, să fim în cunoștință pe cauză. Acum, așa este... Pe site-ul Citadinului și așa condițiile care sunt... Ați văzut că am avut scrisoarea de așteptări, da. Am avut condițiile da, impuse și de participare. Și complet, trebuie să avem și CV-urile. Comisia a fost una competentă de selecție, sigur că s-au verificat, sau... N-am nicio îndoială de asta, dar e bine să vedem ce persoane avem în fiecare Consiliu de Administrație. Da, nu e nicio problemă. Deci pe viitor să avem atașată și... O să vă transmitem la fiecare CV-ul la fiecare persoană. Deci, bun, cu observația respectivă, o să avem vot secret, o să distribuim buletinele de vot. Legat de acest proiect de hotărâre, vreau să fac o precizare. Administratorul la această societate în luna octombrie, iar așa cum prevede ordonanța 109 din 2011, care se referă la guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, această comisie a urmat toți pașii legali privind selecția administratorului. Acum, sigur, doar îndeplinim o formalitate oarecum, dar legală, desigur, de a valida ceea ce e comisia pe care dumneavoastră ați împuternicit să facă această selecție. Persoanele respective au fost trecute prin filtrul acestei comisii, dar, așa cum a solicitat, o să trimitem și vă rog CV-urile pe peleare comisia la fiecare, să le trimitem astăzi după ședință și asta este valabil, această solicitare și pentru selecția celelalte societăți. Și cred că e bine așa, să nu anunțăm, să nu vă invităm la ședință doar telefonic și să vă trimite și un semnță. Așa că dacă o să vă sunăm telefonic și după o să trimiți un SMS să nu ne ajutați că vă stresăm. E o solicitare și o respect. Deci proces verbal încheiat astăzi, 15.12.2016, ședința de validare a Consiliului Local al Municipiului Zalău astăzi, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Zalău a examinat administrației publice locale, numărul 215/2001, scrie și aici, probabil că 11, republicat cu modificările și completările ulterioare, pentru de exprimarea votului secret realizat pentru propunerea următorilor candidați selectați. Nad Imre Ivan, 18 voturi, Bujor Claudiu Vasile, 18 voturi și Permeș Monica Florica, 18 voturi. Da, mulțumim. Deci se adoptă hotărârea de Consiliu privind propunerea desemnării candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al SECE Citadin Zalău SRL, în conformitate cu votul din procesul verbal. Trecem la proiectul 3 de pe ordinea de zi, cel cu premierea sportivilor. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local aprobat
pentru anul 2016. Comisia juridică. Mulțumesc. Comisia economică. Mulțumesc. Comisia pentru sănătate, cultură, învățământ. Mulțumesc. Dacă sunt discuții, da, poftiți, domnul Vârsa. Referitor și la precizările domnului primar, din fundamentarea legală rezultă că pot fi premiați sportivii care obțin rezultate deosebite la concursurile sau olimpiadele internaționale. Și ținând cont de faptul că această listă a fost primită de la Direcția de Sport, oare toți sunt performeri internaționali sau au obținut rezultate ca să ne încadrăm exact pe textul de lege? Da. Deci toți sunt... I-am dus am încadrat cu prevederile legale, Și asta vreau să ținem că lista am primit-o, să nu... Nu, există un deci este pe cele două categorii. Discipline sportive olimpice și neolimpice. Bun, dacă mai sunt discuții. Dacă nu, supun proiectul la vot. Cine e pentru? Voturi împotriva dacă sunt? Nu sunt. Abținere dacă sunt? Nu sunt. Deci, cu 18 voturi am adoptat proiectul de hotărâre. Trecem la proiectul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune numărul 1833 din 10-7-1955, încheiat cu Telecom România Communication S.A. în sensul diminuării obiectului acestuia cu imobilul teren în suprafață de 400 de metri pătrați identificat în CF numărul 63581 al municipiului Zalău, având număr cadastral 63581, situat în Zalău, strada Sfânta Vineri, ca urmare a vânzării construcției edificate pe acest teren și transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în favoarea cumpărătorului construcției SCM Diserv SRL Zalău. Avizul comisiilor. Comisia juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia economică. Aviz favorabil. Comisia de urbanism a dat aviz favorabil. Dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre, poftiți, domnul. Nu participă la vot în cauză. Da, sunt. Sunteți implicați în acest proiect de hotărâre. Bun. Dacă mai sunt alte discuții. Dacă nu, supun proiectul la vot. Cine e pentru? Voturi împotrivă dacă sunt. Abțineri dacă sunt? Nu sunt. Deci n-au fost nici împotrivă, nici abțineri. Deci cu 17 voturi am adoptat proiectul de hotărâre. Și ultimul proiect de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Zalău, aprobat pentru anul 2016. Avizul comisiilor. Comisia juridică. Aviz favorabil. Comisia economică. Comisia pentru Sănătate, Cultură, Învățământ. Aviz favorabil. Comisia pentru Drepturile Omului. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții. Da, poftiți, doamna Crișan. Tinerețe fără bătrânețe este un loc drag mie, unde am fost de multe ori. Și aș vrea să întreb reprezentantul DASC-ului dacă au fost cuprinși toți beneficiarii din aceste centre. În centrul multifuncțional Tinerețe fără bătrânețe. În centrul multifuncțional Tinerețe fără bătrânețe destinat persoanelor vârstnice sunt înscriși 110 beneficiari, dar au fost cuprinși doar 65 pentru că aceștia frecventează cu regularitate centrul. Iar asociațiile și fundațiile care furnizează servicii sociale și sunt finanțate de Consiliul Local al municipiului Zalău, în aceste asociații au fost incluși toți beneficiarii pentru că există o frecvență integrală, deci cu regularitate. Mulțumesc. Împotrivă dacă sunt, nu sunt, abțineri, nu sunt. Deci cu 18 voturi am adoptat proiectul de hotărâre. La diverse, dacă aveți ceva. Doamna director, am rugămintea să vedeți care ar fi varianta din punct de vedere juridic de a prelungi programul la centru de noapte pe această perioadă de iarnă.
poate se primi mai repede pe cei care au nevoie de acest sprijin al nostru centru și dimineața să nu iasă, să nu fie obligat să iasă din centru de noapte, nu știu, la ora 6 sau mai. Dacă reușim să mai prelungim... Este de la 7 la 6 dimineața, dar de aici la noiembrie, deci eu am văzut că am trecut pe acolo și am văzut la ora 6, deja vedeți că e frig, uneori închid toată ziua, dar nu se vede așa. Și mai repede și să stea până la 10. Bine? Dar ne dați o variantă pe care să o discutăm în ședința următoare. Pe perioada de aia, până în luna martie. Bine? Și după aceea vedem așa. Eu vreau să informez Consiliul Local referitor la propunerea domnului consilier Bancea cu trecerea de pietoni semaforizate cu LED-uri. Am făcut un inventar acestor treceri de pietoni împreună cu DGADP-ul. Am stabilit o ordine de priorități și într-un viitor apropiat o să acționăm nouă treceri de pietoni, avem ordine de prioritate, funcție de, știu, de riscul potențial care există acolo și problema în atenția noastră să o rezolvăm. Considerăm că e o idee bună să realizăm trecere de pietoni și să fie semnalizate intermitent cu lege. Da, mulțumesc. Eu am ridicat problema în urma unor discuții cu cetățenii. Deci n-a fost ceva care să pună primăria în dificultate, din fond. Deci, nu se pune așa problemă. Se pune așa problemă. Am mers după aceea să verific și eu care este situația așa în perioada în care se înserează. Și într-adevăr, problema majoră este și legată de iluminat. Deci, lămpile alea, nu știu, parcă nu luminează foarte bine. Deci, acolo trebuie eventual și becurile puse în așa fel încât să... Deci, noi avem niște oferte din un cost a lucrărilor respective. Sigur că o să acționăm să rezolvăm într-o ordine de priorități problema care a ridicat. E important ca cetățenii să fie în siguranță. Sigur că da. Și comportamentul trafic să fie adecvat pentru toți. Că nu cred că asta o să rezolve și comportamentul trafic. Da, o să fie o îmbunătățire. Zona respectivă. Da, domnul, bravo, dacă... Probabil, să am și eu o observație de făcut. Sistemul ăsta de semaforizare făcut în ultimii ani nu este acoperitor, zic eu, pentru nevoile zadărului. Cred că ar trebui luat în seamă încă cel puțin două intersecții care ar trebui semaforizate din punctul meu de vedere. Odată este ieșirea din cartierul Stadion în Gheorghe Doja. Acolo sunt cel puțin două străzi, dacă nu trei, intersecția cu Stadionului, Gheorghe Doja, intersecția cu Avram Iancu și din coace intersecția cu Eminescu. Măcar una dintre ele să fie semaforizată, pentru că e și bandă și dimineața se formează cos pentru că e, mă rog, trafic. De asemenea, intersecția dintre Simeon Bănuțiu și Maxim Gorki, la Casa Armatei. Sunt rute ocolitoare pe care multă lume le folosește dimineața și dacă nu reușesc să intre în trafic, încearcă să facă tot soiul de drumulări, intră în intersecție, există riscul să se producă accidente, toată lumea e grăbită. Cel puțin, ăsta eram sesizat eu, poate că o analiză n-ar strica să vedem dacă se poate face ceva în sensul ăsta. Mulțumesc. Da, mulțumim. Eu vă mulțumesc pentru, dacă mai aveți doar în primar. Să vedem, domnul consilier. Deci noi am avut în minte și în gândire și în strategie, ca din semaforele existente deja în municipiu, unele care, așa cum știți, în opinia multora, în curte, să le relocăm. Nu ne dă voie, din păcate, proiectul pe care l-am câștigat și l-am finanțat pe bani europeni, până când expiră termenul de monitorizare, să spun, acestui proiect, el poate rămâne acolo unde a fost amplasat. Dar, sigur, e de luat în calcul și e de făcut o studiu dacă să mai punem și alte eventuri sau să așteptăm un an sau doi până când. E mult atât de
Da. O să discutăm inclusiv cu, normal că avem nevoie de avizul poliției municipiului, poliția rutieră, să vedem oportunitatea, ce soluție găsim și, da. Sigur că da. Vă mulțumesc că mai avem o întâlnire, așa că o să vă fac atât și săptămâna viitoare spre sfârșit, pentru că o să invităm și comentatorul să ne zic o vorbindă pentru consilier și pentru presă și pentru toți colegii. Și o să colindă și consiliul local, domnul primar. Să învețe colina. Eu vă mulțumesc pentru participare, declară-mi închisele pe această mințele astăzi.